Ca în fiecare an, în preajma marilor sărbători, efective mărite de polițiști se vor afla la datorie pentru a combate orice eveniment care poate afecta liniștea cetățenilor. Sărbătorile de iarnă nu reprezintă o excepție, așa că în loc de mini-vacanță, polițiștii giurgiuveni vor acționa non-stop atât în orașe cât și la sate, fie că vorbim de serviciul poliției rutiere sau de cel de ordine publică. În perioada mini-vacanțelor de Crăciun și Anul Nou, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu va avea la datorie peste 180 de polițiști, care vor acționa zilnic pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care pot afecta liniștea cetățenilor, intervenind atunci când sunt sesizați cu privire la comiterea unor fapte antisociale. Și fiindcă în aceste zile se consumă alcool mai mult decât de obicei, iar pedala de accelerație este călcată mai frecvent decât în zile obișnuite, polițiștii rutieri vor fi și ei la datorie zi și noapte. Polițiștii rutieri se vor afla și ei la datorie pe șosele și vor urmări depistarea încălcării normelor rutiere, în special cele referitoare la consumul de băuturi alcoolice de către conducători auto, depășirea vitezei legale, precum și verificarea echipării corespunzătoare a autoturismelor pentru sezonul de iarnă. Sărbători în liniște le doresc giurgiuvenilor și jandarmii, care în perioada 25 decembrie-5 ianuarie vor executa misiuni de ordine publică, de pază și protecție instituțională. Peste 100 de jandarmi giurgiuveni își vor petrece sărbătorile la serviciu, atât ziua cât și noaptea, în municipiu, dar și în localitățile în care jandarmeria are subunități dislocate. Atât jandarmeria cât și poliția Giurgiu le recomandă giurgiuvenilor să apeleze numărul unic de urgență 112 și să se adreseze cu încredere celei mai apropiate patrule de ordine și siguranță publică ori de câte ori sesizează fapte ilegale.